Doamna Elena se luptă de ani buni cu primăria municipiului Pitești și Bascov pentru a primi ceea ce îi se cuvine, afirmă aceasta. Cu o urmă de speranță a ajuns la sediul Curier TV și ne-a prezentat povestea ei. Ține în mână zeci de hârtii care să ateste că ce spune are o bază. Se plimbă de 7 ani prin tribunale în luptă cu primăriile și nu îi se face dreptate, spune femeia, care cere să fie pusă în posesia unor pământuri importante din oraș, ce i-ar aparține. Menționează că familia ei ar fi trebuit să primească 7600 metri pătrați conform hotărârii Comisiei Judecătorești încă din anul 1991, dar până în prezent au primit doar 3393 de metri pătrați. Pentru restul de 4207 metri pătrați a fost nevoie să lupte în instanță. Ce înseamnă această proprietate mai exact? Se regăsește pe locul unde sunt acum Spitalul Județean Argeș, locul din spatele acestuia, biserica de lângă, alte două pe strada George Coșbuc, unde și-au sediul două firme și încă o porțiune în zona Ceair. A spus că ne dă pământ în natură, apoi nu s-a putut. A zis că ne dă în bani, nu s-a putut. Iar în pământ nu s-a putut. Apoi a zis că ne dă, nu știu, la Mărăcine sau Ștefănești, care nu, nici acolo nu s-a putut. Bineînțeles că nu acceptam noi. La ultima instanță, la București, când a prezentat întâmpinarea avocata mea, completul de judecată, președinte, a spus, voce slabă, într-adevăr, de ce n-au fost puși în posesie? Printre care avocații mei, că erau doi, au înălțat din numeri. Au făcut numeroase demersuri și nu au reușit nici până acum să intre în posesia terenurilor, care, conform actelor, le-ar aparține de drept. Nu doresc preluarea terenului pe care este spitalul, însă vor suprafața de lângă. Motivul de respingere a cererii a fost că acolo este parc național, spune femeia. Conform datelor strânse de aceasta și prezentate în justiție, nu ar exista spațiu verde în sensul conferit de legea 24/2007, așa cum a fost modificată prin legea 313/2009, nu ar fi vorba de un spațiu amenajat aferent spitalului, care să aibă drept scop accesul liber la recreere. Oamenii au fost nevoiți să se mute în cei 20 de ani de când au această problemă în 3 case, fără a avea posibilitatea să-și construiască o locuință despre care afirmă că le aparțin.